Nu-ți vine să crezi, dar ziua a venit. După ce te-ai chinuit luni de zile să urci în clasamente, în sfârșit vei participa la campionatul mondial de League of Legends. Nu-ți mai rămâne decât să iei liftul pentru a ajunge la sala unde are loc evenimentul. Ce poate să meargă prost? Ușile liftului se închid în urma ta și simți cum începe să urce. Dintr-o dată simți un mic șoc și apoi nimic. Liftul nu se mai mișcă și tu ai rămas blocat. Începi să apeși cu disperare pe toate butoanele liftului, dar fără efect. Nu-ți vine să crezi că se întâmplă asta și că viața ta va fi schimbată de un lift defect. Ai muncit atât de mult pentru a ajunge aici și nu vrei sub nicio formă să ratezi această șansă. Ai iubit mereu jocurile pe calculator, poate un pic prea mult. Părinții tăi nu înțeleg asta, dar atunci când ai văzut primul campionat mondial, ți-ai dat seama că ai putea să ai un viitor în domeniul jocurilor video. După ce l-ai văzut pe Faker cum a șters pe jos cu multe echipe și a câștigat premii de milioane de dolari, ai fost și tu motivat să-ți transformi acest hobby într-o carieră. Pe măsură ce pulsul îți crește și începi să transpiri, creierul tău vine cu idei din ce în ce mai nebunești. Îți amintești poate de filmul Die Hard, când actorul principal se cățăra prin puțurile lifturilor în diverse clădiri. Cum făcea asta? Te uiți în sus și vezi aerisirea liftului. Te gândești să scoți capacul și să te urci acolo. Începi să sari încercând să ajungi la ea, dar nu reușești. În timp ce te chinui, te sui pe mânerele din lift pentru a ajunge la capac. Îți dai seama că este o idee foarte proastă. Cum o să reușești să ajungi deasupra liftului? Un an de jucat jocuri video cu siguranță nu a făcut minuni pentru mușchii tăi și chiar dacă ai reușit să urci pe lift, ce vei face după? Unde te vei duce mai departe? Dacă liftul începe brusc să se miște, îți imaginezi cum ar fi să te afli deasupra unui lift în mișcare și renunți la idee. Deci, să te urci pe lift iese din discuție, dar totuși ai nevoie să ieși din el cât mai repede. Te gândești la ce ai putea încerca, stai acolo oftând și îți vine încă o idee, ușa. O forțezi și ieși, simplu. De ce nu ți-a venit mai repede ideea? Începi imediat să tragi de uși pentru a le deschide. Îți ia ceva timp să îndepărtezi ușile grele, dar până la urmă reușești să le deschizi parțial. Îți dai seama că liftul este blocat între etaje, dar ai destul loc cât să te strecori afară. Scoți capul printre uși și te uiți în jur. Nu este nimeni acolo, în afară de un angajat care face curățenie. În timp ce te gândești cum să faci pentru a ieși din lift, auzi cum cineva aleargă către tine și strigă: "Ce ai de gând să faci? Ești nebun?" Faci un pas înapoi în timp ce omul care făcea curățenie ajunge lângă lift. Acesta se întinde pe jos și se uită speriat la tine prin deschizătura ușilor și strigă din nou. Tu începi să-i explici despre campionat și despre cum liftul s-a blocat și cum visele tale se năruiesc. Dar pe măsură ce te aprinzi, omul te oprește și îți spune că totul va fi bine. Trebuie să rămâi calm, te vom scoate de acolo. Te gândești cum ai putea să rămâi calm într-o astfel de situație. Angajatul te vede stresat și încearcă să te liniștească. Îți spune că a lucrat în New York și că nu este prima dată când are de-a face cu accidente care implică lifturi. Îți spune că știe cei trei pași care trebuie urmați atunci când rămâi blocat în lift și te întreabă dacă ești interesat să-i afli. Te gândești că nu ai fost niciodată mai interesat de ceva în afară de jocurile pe calculator. Omul îți spune că știe foarte multe despre liftul. De exemplu, în anul 2015, doar în orașul New York, 51 de oameni au fost răniți și 5 și-au pierdut viața în accidente în lifturi. Este o problemă atât de mare încât primarul a făcut chiar o campanie pentru asta. Îți spune că așa a aflat și el despre cei trei pași. Încerci să rămâi calm și să-l asculți, dar timpul trece și toată această discuție nu pare să te ajute să ieși de acolo. Îl întreb direct care este primul pas care să te ajute să ieși din lift. Omul zâmbește și îți spune: primul pas este să nu intri în panică. Îți vine să începi din nou să țipi, dar te oprește și îți spune că nu vei rezolva nimic dacă intri în panică și nu mai gândești clar, iar nimeni nu va reuși să intre acolo să te ajute. Deci, ai face bine să respiri adânc și să te calmezi. Îți dai seama că are dreptate și începi să respiri adânc pentru a te calma. În cele din urmă, combinația dintre respirație și poveștile omului par să funcționeze și simți cum îți revine simțul rațiunii. Îl întrebi care este al doilea pas și el îți spune să fii foarte atent pentru că acest pas este unul important. Îți spune să te uiți la panoul cu butoane și să identifici butonul de urgență.
Te înroșești imediat de rușine și te gândești cum de nu am știut de butonul de urgență. Angajatul pare că ți-a citit gândurile și îți spune să nu te simți stânjenit și că de aceea pasul 1 este nu intra în panică. Este greu să fii rațional atunci când ești panicat. Te simți puțin mai liniștit, apeși butonul de urgență și în câteva secunde ai legătură cu departamentul de mentenanță al clădirii. Explici ce s-a întâmplat și unde te afli, iar persoana cu care vorbești îți spune să aștepți pentru că ajutorul este pe drum. Îți pui în gândul tău, normal că aștept, ce altceva să fac. Angajatul hotelului îți spune că pasul 2 este să cheme ajutor. Este obligatoriu ca orice lift să aibă un buton de urgență. Dar dacă cumva lipsește sau nu funcționează, poți să bați în uși și să strigi până când cineva te aude. Ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să încerci să ieși din lift singur pentru că poate începe să se miște din nou, iar acesta este motivul pentru care atât de mulți oameni își pierd viața în lifturi. Pe măsură ce minutele trec și nu vezi vreun semn că cineva te va ajuta, începi să te gândești că poate ar trebui să riști și să ieși singur din lift. Ca și cum ți-ar citi gândurile, omul care este lângă lift întreabă dacă vrei să auzi și pasul numărul 3. Îți dai seama că din cauza agitației ai și uitat de existența pasului 3 și îi spui angajatului că vrei să știi care este. Omul începe să râdă și îți spune că pasul 3 este să aștepți, dar ție nu ți se pare atât de amuzant având în vedere circumstanțele. Îți mai spune că în astfel de situații durează ceva timp până când ajutorul sosește și până când reușește să te scoată de acolo în siguranță. Își dă seama că pasul 3 nu prea îți place și continuă. Chiar dacă acest pas nu pare important, dacă nu îți păstrezi calmul, ai putea să pățești ceva. Este important să rămâi calm și să ai o atitudine pozitivă. Dacă ești singur și ai telefonul mobil cu tine, acesta îți poate fi de ajutor. Poți citi ceva sau poți să te joci. Dacă ești cu alte persoane, puteți să jucați jocuri unii cu ceilalți pentru a scăpa de tensiune. Angajatul îți spune să nu te îngrijorezi pentru că îți va ține companie până când ajutorul ajunge. Oare ce puteți face pentru ca timpul să treacă mai repede? Îți vine imediat o idee și chiar dacă nu ești sigur că este una bună, te gândești că nu ai nimic de pierdut. Îl întreb pe angajat ce a vrut să spună atunci când a menționat mai devreme că a mai avut de-a face cu accidente de acest gen atunci când lucra la New York. Omul îți spune că într-un oraș cu peste 70.000 de lifturi, probabilitatea să ai la un moment dat o experiență neplăcută este foarte mare. Începe să-ți povestească despre prima lui experiență de anul nou. Un tânăr care mergea la o petrecere a salvat viața unei femei pentru că a împins-o afară din lift atunci când cabina a început să se miște, dar el a fost prins de lift și și-a pierdut viața. Îți mai spune că sunt mai multe feluri de lifturi. Cel în care te afli tu este un model mai vechi hidraulic și este pus în mișcare de pistoane. Cel din New York era un model mai nou electric, care are contragreutăți cu ajutorul cărora liftul se deplasează. Angajatul îți spune că a mai fost martor la un accident oribil și că este cu atât mai dureros pentru că ar fi putut fi prevenit. Liftul era încărcat peste sarcina maximă și atunci când s-a oprit la un etaj, nu era la nivelul cu podeaua. Un bărbat a fost prea nerăbdător și a încercat să coboare din lift, dar în timp ce trecea printre uși, cabina a început să se miște din nou, zdrobind capul și pieptul omului. În timp ce îți dai seama că ai fost destul de aproape de moarte, ajunge și ajutorul. O echipă de lucrători îți spune să aștepți până când ei vor bloca complet liftul pentru a se asigura că tu poți să ieși în siguranță de acolo. În secunda în care îți spun că liftul este asigurat, sar printre uși și rămâi în genunchi pe holul scării în semn de recunoștință. Dar sentimentul de ușurare nu durează prea mult pentru că ai de câștigat un turneu. O iei la fugă spre scări, nici nu se pune problema să încerci să urci cu liftul celălalt. Nu pierzi nicio secundă și strigi mulțumesc către cei care te-au ajutat în timp ce alergi spre sala unde are loc turneul. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!